Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la știri. Sunt Monica Tămaș și vă invit să urmărim titlurile ediției de astăzi. Noaptea muzeelor, marcată și la Câmpul Lung. Nelu Constantin sărbătorit la 80 de ani. Gloria Berevoiește eșec nemeritat în fața liderului. Zi nefastă pentru un motociclist din Stâlpeni, a acroșat un autoturism după care a fost aruncat în afara carosabilului. Din fericire, motociclistul a scăpat nevătămat, dar cu o sperietură groaznică. Viteza și neatenția în trafic era să îl coste viața pe un motociclist din Stâlpeni. Acesta s-a angajat în depășire și la revenire pe banda de circulație a fost acroșat de un autoturism Volkswagen care circula regulamentar. În urma impactului, motocicleta a fost aruncată în afara carosabilului. Din fericire, motociclistul a scăpat nevătămat. La fața locului s-au prezentat două echipaje ale poliției din Stâlpeni. Polițiștii urmează să efectueze cercetările pentru a stabili cauzele exacte ale producerii accidentului. A încălcat ordinul de restricție și a fost arestat. Individul a dat buzna peste soția lui, cu care se află în divorț, și fiica acesteia din prima căsătorie, și le-a luat la bătaie. Vecinii au auzit scandal și au chemat poliția. Un bărbat de 31 de ani din Argeș a fost arestat pentru că a încălcat un ordin de restricție. Individul a dat buzna peste soția lui, cu care se află în divorț, și fiica acesteia din prima căsătorie, o adolescentă de 16 ani, și le-a luat la bătaie. Vecinii au fost cei care le-au salvat pe cele două. Au auzit scandal și au chemat poliția. Individul a încercat să fugă, însă a fost prins și încătușat. În urmă cu o lună și jumătate a mai fost reținut pentru 24 de ore după ce le-a bătut și le-a amenințat cu moartea. Instanța a decis atunci să fie cercetat sub control judiciar și a emis un ordin de protecție. Individul nu avea voie să se apropie de ele la mai puțin de 100 de metri. Acum însă n-a mai ținut cont de nimic, iar magistrații au decis să-l aresteze pentru 30 de zile. O mașină care mergea de la Pitești către Drăgășani, înmatriculată în județul Vâlcea, a luat foc la compartimentul motor. S-a întâmplat în localitatea Moșoaia din județul Argeș și doar intervenția promptă a șoferului și a pompierilor a făcut ca marfa să rămână intactă. Șoferul mașinii a observat incendiul de la compartimentul motor și a tras pe dreapta. A intervenit cu stingătorul din dotarea mașinii, însă nu a putut face față, așa că a sunat la 112. Un echipaj de la pompieri a ajuns la fața locului, însă până în momentul respectiv, mașina arsese aproape jumătate. Am fost solicitați să intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la o autocamionetă. Incendiul se manifesta la compartimentul motor și habitatul al autocamionetei, cu posibilități de propagare la marfa pe care o transporta, respectiv la întreg autocamioneta. Este vorba despre o dubiță de marfă care avea în benă produse pentru apicultură, rame de stup și bidoane cu sirop pentru albine. E marfă, e până la bani. Are cutii de vopsea ceva în ea. Da. Nu, e abuzit rezervorul. Intervenția pompierilor a durat câteva minute, dar a salvat marfa pe care vâlceanul o avea în mașină. El a chemat un coleg pentru a o transfera într-o altă auto-utilitară. În 20 de minute, grindina a făcut prăpăd în curtea de Argeș. Apa a inundat subsolurile blocurilor și beciurile mai multor case. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale pentru a înlătura apa. O ploaie torențială, însoțită de grindină, s-a abătut asupra municipiului Curtea de Argeș. Nu a durat mult, aproximativ 20 de minute. A fost însă de ajuns pentru ca apa să intre în subsolurile blocurilor și în beciurile mai multor case din Curtea de Argeș și din trei localități limitrofe. Inspectoratul pentru situații de urgență a fost deja anunțat și a intervenit cu mai multe autospeciale. Grindina care a căzut în zonă, de aproximativ 2 cm diametru, a afectat 3 acoperișuri și a distrus o parte din culturile agricole. Ediția din acest an a expoziției chinologice de la Câmpul Lung a adunat la un loc exemplare dintre cele mai îndrăgite din întreaga țară. De la patrupede de talie mică până la cele de talie mare, cel mai bun prieten al omului a fost reprezentat cu succes. Bravo, uite-te acolo. Ce s-a întâmplat? Schnauzer uriaș, băiețel, 6 luni. Clasa papi. Prima expoziție.
și cine câteva vorbe despre el. Expoziția chinologică de la Câmpul Lung, care a avut loc sâmbătă în incinta complexului sportiv Mușcel, a avut un real succes în rândul iubitorilor de patrupede. Peste 200 de participanți din întreaga țară și-au etalat exemplarele autohtone, dar și din afara țării, și au concurat la diferite clase. Câinii de rasă mare au fost reprezentați cu succes de ciobănescul carpatin, de cel caucazian, siberian, dar și de schnauzer. La ediția din acest an, la expoziție, au fost prezenți, ca și în anii trecuți de altfel, și câini de talie mică, de companie. Medicul veterinar Cosmin Mateescu, președintele Asociației Chinologice din Câmpul Lung, s-a arătat bucuros de prezența în număr tot mai mare a iubitorilor de patrupede, cât și a exemplarelor expuse care au făcut deliciul acestei ediții. Organizăm o expoziție anuală pentru pasionații de chinologie și pentru locuitorii din Câmpul Lung, fiind un eveniment care întotdeauna s-a desfășurat minunat, cu condiții agreabile deosebite și pe un stadion pe care îl pune la dispoziție CS Mușcelul. Avem aproximativ 200 de câini înscriși în expoziție, sunt diverse rase, și de talie mare și de talie mică. Presupun că ați sesizat și faimoșii ciobănești carpatini românești ai noștri și mioritici, precum și Corb, avem și Bucovina, au venit oameni din toată România, nu numai din județele limitrofe, avem și de la Constanța, avem și din Brașov, avem și de la Timișoara, avem din toate zonele geografice. Sunt câini autohtoni, dar sunt și câini din rase de import, rase de vânătoare. Per total, lumea se simte bine, noi sperăm ca să putem desfășura evenimentul în condiții bune. La finalul concursului, organizatorii au oferit medalii și diplome celor mai frumoase și istețe exemplare de câini participante la cea de-a 12-a ediție a expoziției chinologice de la Câmpul Lung. Secțiile Muzeului Municipal de Istorie din Câmpul Lung și-au așteptat vizitatorii cu expoziții, recital de poezie și spectacol de proiecții. La noaptea muzeelor, peste tot, vizitatorii și-au îmbogățit cunoștințele despre istoria acestui ținut și au asistat la un spectacol în premieră la Mausoleul Eroilor de la Mateiaș. Noaptea muzeelor a fost marcată și la Câmpul Lung, unde cei care au trecut pragul secțiilor Muzeului Municipal de Istorie au avut ce vedea. La secția de istorie și artă plastică a muzeului au fost vernisate și prezentate două expoziții, una referitoare la lupta anticomunistă din Mușcel, iar alta având ca obiect cărți de vizită din colecția muzeului. La secția de etnografie și artă populară a fost expus portul tradițional din zona Bran, iar la Casa Memorială George Topârceanu de la Nămăiești, cei prezenți au putut admira manuscrise, obiecte și au ascultat poezii din creația poetului Rapsodiilor. În premieră, la Mausoleul Eroilor de la Mateiaș, în cadrul temei Un veac de unitate, cei care au fost prezenți au putut asista la un spectacol de proiecții cartate pe treptele și zidurile mausoleului. Ostași, trâmbița a sunat. Majestatea sa, regele și înaltul guvern au semnat decretul de mobilizare și șoimii care se găseau în munți au trecut Carpații ocupând partea de miază zi a Ardealului. Gospodării bătrâne ne așteaptă la marele ospăț al înfăptuirii visului nostru de veacuri, unirea tuturor românilor. Lozinca noastră să fie înainte și Mișel să fie cel ce va da înapoi. Ne vom isprăvi gloanțele să înfigem baioneta. Când ea se va rupe, să facem din arme băte. Și când arma se va rupe, avem dinți care mușcă. De acum, calea ne este deschisă spre izbândă. Să pornim voioși și făcând semnul crucii, să zicem, Doamne ajută! Sus piciorul, voi recrute, să ivi germanul în munte, mai cu tot să-l dăm afară, să scăpăm țara de jar.
2014 a fost vârful absolut al istoriei naționale. Victoria a fost dobândită cu sânge, suferință, greutăți și durere. Armata română a pierdut peste 300.000 de soldați și ofițeri căzuți pe câmpul de onoare pentru întregirea neamului. La 1 decembrie 1918, la Alba Iulia, prin voința poporului s-a desăvârșit visul de aur, unirea cea mare. Lucruri noi despre istorie? Da, erau lucruri pe care le știam, dar e emoționant să-ți amintești că unii și-au dat viața pentru noi. Ați mai participat la așa ceva? Nu, chiar. De lumină, culoare. De... La bio, da, dar nu cu o temă istorică. V-a plăcut? Da, da, foarte ce mult. Ce v-a impresionat? Sala de lupte de aici din foarte tare și în general aproape tot ce este prezentat, filmele care s-au prezentat, foarte interesant. Cum vi s-a părut? Foarte frumos. Vă așteptați la așa ceva să se întâmple în câmpul? Nu mă așteptam, chiar nu mă așteptam. A fost foarte frumos și plăcut. Atât proiecțiile, cât și expozițiile oferite de către muzeografii Muzeului de Istorie din Câmpul Lung au fost în premieră, iar vizitatorii, în număr destul de mare, au avut ce admira și ce vedea. Casa de Cultură Tudor Mușatescu își sărbătorește scriitorii la împlinirea unei vârste respectabile. Artistul și scriitorul Nelu Constantin a împlinit în această lună 80 de ani, ocazie pentru oamenii de cultură din Muștel să-l aniverseze așa cum se cuvine. Primăria municipiului Câmpul Lung a găzduit un dublu eveniment cultural, cu ocazia împlinirii a 80 de ani de către pictorul și omul de cultură Nelu Constantin. Cu o biografie impresionantă, cu tablouri aflate în colecții muzeale și particulare, cu mai multe cărți publicate și cu o activitate revuistică de excepție, cel care de 20 de ani se află în fruntea Cenaclului de Arte Plastice Ide Negulici este un spirit viu și activ. Și pentru a demonstra acest lucru, prietenii, dar și pictorii și scriitorii au asistat la vernisajul unei expoziții de portrete. În cele peste 80 de lucrări expuse s-au aflat și oameni care au venit să îl serbeze pe autor. În sala mare a primăriei au fost lansate două cărți semnate de trei autori. Este vorba despre Melancolii întruchipate, autorii Maria Chirtoacă și Nelu Constantin, în care portretul în creion și cel în cuvinte se împletesc armonios, și de cartea Figuranți pe scena vieții, autori Nelu Constantin și Lili Constantin, o carte de epigrame, catrene și schițe umoristice. Despre cele două lucrări au vorbit oameni importanți ai culturii mușcelene sosiți din toate zonele. Prin urmare, revista Petele Doamnei din Domnești Mușcelului și filiala județeană Argeș, posata cadrelor militare în rezervă și în retragere, acordă diploma Suflet Centenar prietenului de suflet, artistul plastic Nelu Constantin din Câmpul Lungul Mușcelului, pentru cele 8 decenii de viață, parcurse la pas prin gândul când trist, când vesel al vremurilor. La mulți ani! Eu am plecat din Câmpul Lung de foarte tânăr. Am terminat liceu. Am fugit în armată și acolo m-am copt cât de cât, pentru că era pe un platou imens și undeva pe frontieră cu sârbii, puteam vedea prin aviația care zbura până la Atena, până la Viena, și am zis, trebuie să fac ceva să-i găs pe lumea asta. Și în felul ăsta m-am apucat de pictură. N-am putut face pictură aici în Câmpul Lung. Dar am plecat cu sufletul din Câmpul Lung. Pentru întreaga activitate depusă în domeniul artei și culturii, Nelu Constantin a primit distincții și plachete din partea administrației locale, Casei de Cultură Tudor Mușatescu și a Uniunii Artiștilor Plastici.
Polițiștii secției de poliție rurală Rucăr au reținut un bărbat de 50 de ani, bănuit de săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Bărbatul este bănuit că în perioada 10-12 mai ar fi pătruns prin infracție într-o societate comercială de pe raza comunei Dragoslavele, de unde ar fi sustras componente de autocamioane în valoare de aproximativ 30.000 de lei. Prejudiciul a fost recuperat în proporție de 90%. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și va fi prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Câmpul Lung cu propunere de luare a unei măsuri preventive. Gloria Berevoiești a fost foarte aproape să furnizeze surpriza campionatului duminică în partida de pe teren propriu cu Unirea Bascov, încheiată cu victoria oaspeților 4-2. Ciocoiu, Matei și compania au condus cu scorul de 2-1. Au avut om în plus, mai bine de 20 de minute însă, spre final, liderul incontestabil al Ligii a 4-a a revenit și s-a impus la capătul unui joc în care a trăit periculos. Partida de duminică de la Berevoiești dintre formațiile Gloria din localitate și Unirea Bascov, încheiată cu victoria oaspeților 4-2, a fost cu mult peste nivelul Ligii a 4-a. Liderul incontestabil, neînvins de 24 de etape, a trăit periculos la Berevoiești. A reușit să deschidă scorul în minutul 7 prin Sanda, care a profitat de o gravă eroare a portarului Hoaghea și a marcat din 2 metri cu o lovitură de cap. Dalu se descurcă foarte bine între 3 jucători, Șteaz este blocat de Iordache, rămân oaspeții în posesie, Dima, un șut centrare, scapă Hoaghea, greșește și Sanda din apropiere îndeplinește o simplă formalitate, trimite cu capul în poarta goală, greșeală mare a portarului Hoaghea, o minge ușoară, gafează ca un începător, scapă mingea în față de unde Sanda n-a avut de îndeplinit decât o simplă formalitate. Unirea Bascov a continuat să atace în speranța marcării și celui de-al doilea gol, însă Robert Dalu și Sanda au ratat din poziții ideale. Cu 10 minute înainte de intrarea la cabine, Gloria Berevoiești a avut o tresărire de orgoliu și a reușit să restabilească egalitatea. Matei s-a distrat cu apărătorii adverși și a reușit să înscrie cu un șut la colțul scurt spre bucuria întregii asistențe, stabilind totodată și scorul la pauză. Chirciu Ciocoiu scoate margine pentru Matei, scăpa singur pe partea dreaptă, șutează și 1-1, ce execuție frumoasă Matei! Iată așadar minutul 34, Matei restabilește egalitatea 1-1. În partea a doua întâlnirii, gazdele au pus presiune pe lider și în minutul 55 am asistat la cel mai frumos gol al partidei. Incursiunea lui Iordache pe partea dreaptă s-a încheiat cu o centrare ca la carte pentru voleul lui Ciocoiu din 10 metri, care a catapultat mingea sub transversala porții apărate de ex-mușceleanul Tănase. Asemenea înălțime, lovește mingea pe Badea, rămâne Badea la balon, vine și-l ajută Iordache pe partea dreaptă, saltă elegant mingea peste Nicolae, centrează în careu, Ciocoiu! 2-1! Lovitură de teatru, stimați telespectatorii! Gloria Berevoiești preia conducerea în partida cu Unirea Bascov, liderul incontestabil al Ligii a 4-a, echipă care nu cred că a mai primit în această ediție de campionat 2 goluri, centrare perfectă, Iordache de pe dreapta, la fel de perfect a fost și execuția lui Ciocoiu, șut din prima, fără nicio șansă pentru portarul Tănase. Câteva minute mai târziu, Unirea Bascov a rămas în 10 jucători. Linte a văzut direct cartonașul roșu pentru un faul din postura de ultim apărător asupra lui Badea, care scăpase singur cu portarul. Antrenorul oaspeților, Iulian Tameș, a simțit de gringolada din jocul elevilor săi și a mutat inspirat cu Ion Ionuț, care i-a luat locul lui Dima. Ion Ionuț avea să scoată un penalti contestat vehement de gazde și transformat de Dalu, care a restabilit egalitatea. Dalu în fața golului egalizator, față în față cu Hoaghea, șutează și este 2-2. Golul oaspeților parcă a turnat plumb în ghetele jucătorilor gazdă, iar Ion Ionuț a profitat de spațiile largi din apărarea Gloriei și
ce a marcat destul de norocos în poarta lui Hoaghea. Trecere elegantă pe lângă Grigore, lasă mingea Ion Ionuț, șut și e 3-2 pentru Unirea Bascov. Au combinat foarte bine Dalu și Ion Ionuț. Iată, Ion Ionuț a intrat la 2-1 pentru Gloria Berevoiești, reușește să înscrie. Gloria Berevoiești a încercat să revină, însă până la final tot Unirea Bascov a mai punctat odată prin nou intratul în teren Petre Laurențiu, care a închis tabela la 4-2 în favoarea liderului. Petre Laurențiu singur pe partea dreaptă și 4-2. Minutul 90+3, Petre Laurențiu duce scorul la 4-2. În ciuda eșecului, Gloria Berevoiești s-a prezentat foarte bine, jucând mai bine de 70 de minute, de la egal la egal cu liderul incontestabil al Ligii a 4-a. Cealaltă echipă din Mușcel, care activează în campionatul județean de fotbal, Liga a 4-a, ACS Inter Câmpul Lung, a pierdut la scor de neprezentare 0-3 în deplasarea de la Bradu cu formația gazdă Real. Rezultatele complete înregistrate în cadrul etapei cu numărul 24, Liga a 4-a, cât și clasamentul la zi, sunt următoarele. ACS Basarad, Curtea de Argeș, CS Atletic Bradu 2, 3-0. AS Victoria Buzoiești, AS Colibaș, 5-1. ACS Gloria Berevoiești, ACS Unirea Bascov, 2-4. AS Nicești 2002, AS Poiana Lacului, 9-4. CS Delere Pitești, AS Viitorul Ștefănești 2007, 5-1. CS Mioveni 3, CS Albota 2012, 4-1. CS Real Bradu, ACS Inter Câmpul Lung, 3-0. CS Sporting Pitești, AS Olimpia Suseni, 7-1. Campionatul Republican de Fotbal, rezervat echipelor Under-17 și Under-19, a ajuns la final. Echipele Clubului Sportiv Școlar din Nicu Golescu s-au clasat pe poziții onorabile, iar evoluția jucătorilor este dătătoare de speranțe pentru fotbalul muștelean. Ediția din acest an a Campionatului Republican de Fotbal s-a încheiat. Echipele Clubului Sportiv Școlar din Nicu Golescu au terminat sezonul cu două înfrângeri, atât la Under-19 cât și la Under-17, în fața formațiilor similare ale liceului cu program sportiv Pitești. La Under-19, echipa pregătită de profesorul Cristi Crețu a pierdut 2-4, iar cea pregătită de profesorul Ovidiu Tică, Under-17, la fel a înclinat steagul și a pierdut cu scorul de 3-0. Cu toate acestea, însă, cele două formații au avut evoluții apreciate de-a lungul întregului sezon fotbalistic, iar pozițiile din clasamentele seriei a 5-a pe care au terminat la final sunt dătătoare de speranțe pentru fotbalul muștelean. Echipa Under-19 a încheiat sezonul fotbalistic pe un onorant loc 4, iar formația Under-17 pe poziția a 5-a. De menționat că antrenorii celor două echipe, Cristi Crețu și Ovidiu Tică, au trebuit să folosească jucători sub vârstă, iar la acest nivel se simte în evoluția întregii echipe. Vreme frumoasă mâine în județul Argeș. Cerul va fi în continuare variabil, însă termometrele vor înregistra valori de până la 28 de grade Celsius. În partea de nord a județului, termometrele vor înregistra valori ce vor varia între 20 și 23 de grade Celsius. În partea de sud vor fi înregistrate până la 28 de grade. La Pitești vor fi 24 de grade Celsius, iar la Câmpul Lung vor fi 19 grade. Și în Dâmbovița, vremea va fi frumoasă, cerul variabil, mai mult senin, iar termometrele vor înregistra valori de până la 27 de grade Celsius. În partea de nord a județului vor fi înregistrate valori ce vor varia între 19 și 23 de grade. În partea de sud vor fi înregistrate până la 27 de grade, la Vișina și la Corbimari. La Titus și la Găiești vor fi 26 de grade Celsius, la Petrești și la Măgoșan 25 de grade, iar la Târgoviște 24 de grade Celsius.
La noapte cerul va fi variabil mai mult noros, iar termometrele vor înregistra temperaturi ce vor varia între 9 și 11 grade Celsius. Mâine cerul va fi mai mult senin, iar termometrele vor înregistra până la 19 grade. Ziua de miercuri se anunță una mai mult însorită, cu temperaturi de până la 22 de grade Celsius. Ziua de joi, de asemenea, va fi una relativ frumoasă, cu cer variabil mai mult senin și temperaturi de până la 23 de grade Celsius. Acestea sunt momentan informațiile, ne revedem mâine seară. Doamnelor, domnilor, grupajul informativ se încheie aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție și în numele colectivului Clar TV Muștel urez un sincer la mulți ani celor care poartă numele Sfinților Împărați Constantin și Elena. Programul nostru continuă cu o nouă ediție a emisiunii Magazin Sportiv. Vizionare plăcută vă doresc!